Astăzi, Biserica Ortodoxă pomenește pe Sfânta Cuvioasă Xenia, pe Sfântul Mucenic Vavila, pe Sfântul Mucenic Timotei și pe Sfântul Mucenic Agapie. Sfânta Cuvioasă Xenia s-a născut în Roma, într-o familie nobilă de creștini, în secolul al V-lea. Tatăl său era senator, iar la botez i-a dat fiicei sale numele de Eusebia. Când a sosit vremea, tatăl său a dorit să-și căsătorească fiica cu un dregător renumit din cetatea Romei și a hotărât chiar și ziua când urma să aibă loc nunta. Cuvioasa însă, dorind să-și păstreze fecioria și fiind atrasă de dragostea către Dumnezeu, a refuzat căsătoria dorită de părinții ei, părăsind în taină casa acestora împreună cu două slujnice credincioase. Tânăra Eusebia a călătorit până la cel mai apropiat port, și găsind o corabie care se îndrepta spre Alexandria, a plătit pentru ea și pentru slujnicele sale, iar când au ajuns acolo, s-au dus la insula Kos, lângă Halicarnas. Pe această insulă, Eusebia a rugat pe cele două slujnice să-i ascundă numele adevărat și să o numească Xenia, în greacă însemnând străină, pentru că s-a înstrăinat de casa și părinții săi pentru Dumnezeu. La rugăciunea sa stăruitoare, Dumnezeu le-a trimis un îndrumător, un egumen pe nume Pavel, care mai târziu a devenit și episcop al locului, pentru a le ajuta pe cele trei femei să-și desăvârșească trăirea în Hristos. Astfel, cu puținul aur pe care l-avea, cuvioasa Xenia a zidit o mică biserică departe de cetate și câteva chilii, unde cu timpul au venit și alte fecioare. În acest loc binecuvântat, Sfânta s-a nevoit zi și noapte într-o continuă priveghere, înfrânare și smerenie. De multe ori mânca o dată la trei zile sau chiar o singură dată pe săptămână, dar și atunci se hrănea cu puțină pâine, pe care o umezea cu lacrimile sale și pe care presăra cenușă din cădelniță pentru împlinirea cuvântului Sfintei Scripturi. Cenușă cu pâine am mâncat și băutura mea cu plângere am amestecat. Din Sinaxar aflăm că episcopul Pavel a sfințit-o pe cuvioasa Xenia diaconiță pentru vrednicia sa și tot din Sinaxar știm că duhurile necurate nu îndrăznau să se apropie de locul în care era cuvioasa. Simțind momentul plecării sale la Domnul, cuvioasa a chemat obștea mănăstirii și după câteva sfaturi și încurajări a rămas singură în biserică, dându-și sufletul în mâinile Domnului, în lumină și bună mireasmă. Deasupra mănăstirii s-a arătat în cer o cruce luminoasă care a stăruit până când cuvioasa a fost pusă în mormânt. Astfel, Sfânta Cuvioasă Xenia s-a lepădat de trup ca de o haină și a fost primită în cămara mirelui său cel fără de moarte. Sfântul Cuvios Eftimie cel Mare a fost un sfânt monah ortodox care a trăit la sfârșitul secolului al IV-lea și începutul secolului al V-lea. Una dintre cele mai mari minuni ale sale este hrănirea a peste 400 de oameni cu doar câteva pâinici. Cuviosul Eftimie a fost îndrumător duhovnicesc al sfântului Sava cel Sfințit și se presupune că s-ar fi întâlnit și cu Sfânta Cuvioasă Xenia. Biserica Ortodoxă îi face pomenirea pe 20 ianuarie. În anul 476, tânărul Romulus Augustus, ultimul împărat din Apus, este detronat de o căpetenie germanică, marcându-se astfel căderea Imperiului Roman de Apus. În acest context politic instabil, Biserica Romei își dezvoltă treptat o structură centralizată, concentrând atât autoritatea religioasă cât și autoritatea civilă în oficiul papal al episcopului Romei.